privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de prefect al județului Bolt de către domnul Eugen Ionica. Având în vedere prevederile articolului 19 alineatul 1, litera E din legea numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici republicate cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de prefect al județului Bolt de către domnul Ionică Eugen. Semnează prim-ministru al României, Victor Viorel Ponta. Având în vedere prevederile articolului 19, alineatul 1, litera A, ale articolului 89, alineatul 2, indice 1 și ale articolului 92, alineatul 1, indice 1 din legea numărul 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Domnul Rotea Cătălin Ștefan exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Olt. Semnează prim-ministru al României, Victor Viorel Ponta. Domnule nou prefect, vă rog să procedați la depunerea documentului de credință. Rotea Cătălin Ștefan, numit în funcția publică de prefect al județului Olt, prin hotărârea Guvernului numărul 665 din 27 august 2013, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62 alineatul 6 din legea numărul 188 pe 1999 republicată privind statutul funcționarilor publici. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Județul Alcu Olt are de astăzi un nou prefect, un prefect tânăr, la instalarea căruia văd că este prezent întreaga conducere, să spun, a județului, autoritățile locale, parlamentari, primari, bineînțeles, conducătorii de concentratelor din județ, un aspect foarte important care arată clar că activitatea viitoare a prefectului de Olt va fi sprijinită și va fi una de succes. Eu aș vrea să mulțumesc și domnului Ionică, care până în acest moment a îndeplinit această funcție. Sunt convins că procedurile de predare, primire s-au realizat deja și dumneavoastră vă preluați funcția în întregul său, începând în acest moment. Și așa cum spun tuturor prefecților la instalare, numărul de telefon pe care schimbul de telefon e cel mai important moment al instalării. Ministerul Afacerilor Interne, după cum știți, este angrenat în tot felul de activități, iar activitatea prefecților de teritoriu este una foarte importantă, reprezentantul Guvernului în teritoriu, fiind președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, calitate în care nu prea are timp niciodată să se plictisească și problemele județului dumneavoastră sunt multiple, au fost anul trecut atât în zona situațiilor de urgență, cât și pe alte zone. Și în acest context aș vrea să-l asigur pe domnul prefect Rotea de întregul sprijin și draga colaborare din partea mea personală și a conducerii ministerului. Vă felicit
și sper de o colaborare foarte bună. Domnule ministru, l-avem aici pe domnul ministru Voicu, chiar dacă stăm mai puțin la ușa acolo. Domnule ministru, onorată asistentă, sigur e un moment deosebit astăzi, instalarea noului prefect, care eu urez foarte mult succes, sper într-o colaborare foarte bună și vreau să vă spun că eu ca președinte Consiliului Județean am avut o colaborare foarte bună și cu domnul prefect Iulică și sunt convins că în continuare vom lucra foarte bine, pentru că nu este vorba de cine e prefect sau președinte astăzi al Consiliului Județean și cu toții trebuie să depunem efortul să lucrăm în folosul cetățenilor județului nostru. E foarte important acest lucru și eu mă bucur că suntem foarte mulți astăzi aici. Asta înseamnă că există un respect deosebit pentru instituția prefectului și sper într-o colaborare foarte bună cu nou prefect, mai ales că este un tânăr de perspectivă pe care eu sincer îl apreciez foarte, foarte mult și sper să facă mai lucru bun. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru prezența însemnată la această ceremonie de învestire. E mare onoare pentru mine să fiu numit în funcția publică de prefect al județului Olt. O să mulțumesc pe această cale Guvernului României pentru încrederea acordată, pentru prerogativele conferite, prerogative pe care le voi exercita efectiv în spiritul legii. De asemenea, aș vrea să mulțumesc pentru prezența domnului ministru, pentru relația cu Parlamentul Mihai Voicu, domnul ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Cătălin Chiper, pentru prezența aici, dar mai ales pentru sfaturile utile pe care le-am primit legat de administrația publică. În ceea ce privește planul de acțiune pe care mi-l propun la prefectura județului Olt, echipa cancelariei prefectului și alte asemenea detalii tehnice, săptămâna viitoare vom organiza o conferință de presă în care vă vom prezenta toate aceste aspecte. Luni dimineață o să primiți exact coordonatele acestei conferințe de presă. Dar până să ajungem la acea prezentare, aș vrea să vă spun că obiectivul meu în această funcție este ca instituția prefectului să se transforme în instituția cetățeanului și îmi doresc ca pe parcursul acestui mandat fiecare locuitor al județului Olt să se simtă respectat de prefectura Olt, dar mai ales să simtă că instituția prefectului se află în slujba comunității. Mulțumesc!